Salut, eu sunt Adrian, bine ați venit la un nou daily vlog. Astăzi e pe un vibe ceva mai chill, așa, deoarece pregătim un nou video, un nou experiment de data asta. Da, după cum observați, iarăși, dacă o să observați mereu că sunt în haine de casă, știți că facem experiment sau pregătim un video. Astăzi pregătim video cu care ușă este mai rezistentă sau care ușă din ce material o să fie mai rezistentă. În fine, nu știu care o să fie denumire, o să vedem, o să vedeți voi. Aveți canalul Orange Bull mai jos în descriere, unde aveți și video-ul de la care facem acest daily vlog. Da, el e fratele meu, Victor. Victor astăzi ne filmează. A cumpărat acolo lemnele pe care o să construim ușile. Și da, după cum observați, iarăși studio e mizerie. Apropo, astăzi o să filmăm niște TikTok-uri. Da, ne apucăm de TikTok. O să vedeți, voi aveți link-urile mai jos în descriere. Da, ne-au apucat de TikTok. Intrați acolo, deoarece nu sunt TikTok-uri obișnuite cum pui un cântec și dai din gură doar. O să fie cu poveste, o să fie destul de interesant, așa că intrați în link-ul de distriere. Vreau să apreciați în primul și în primul rând pe Morgan Stern aici în persoană. Morgan Stern din Moldova. Filmam acum niște TikTok-uri, iar Victor e în rolul lui Morgan Stern. A revenit acum de la construit machetele pentru scheletul ușii. Chestia asta o să stea ușa. Da, ne-a apucat de construit, mă rog, construit. Mai tare eu gen construiește aici, eu doar țin. Mă filmez? Asta e structura. Am mai pus doi stâlpi aici în părți pentru a ține să se ducă jos și încă doi aici în părți să se ducă într-o parte. Practic aici va sta ușa și toporul frumușel, toporul pe undeva pe aici, toporul frumușel, pac, pac, pac. Terminăm toate construcțiile astea, mâine dimineață mai trebuie să venim iarăși să terminăm alte chestii, alte uși din alte materiale. În drum spre căutarea blocurilor de construit am găsit altă chestie. Popi. Bine, dar e interesant, adică nu ai ce spune, e destul de interesant. Stai toată ziua și pocnești pe asta. E destul de fain. Apropo, încă o chestie, am postat pe TikTok. Am postat pe TikTok, așa că intrați toți pe pagina de TikTok, aveți acolo primul video. Și o să urmezi. Acum plecăm în căutarea blocurilor de construit, o să vedem dacă o să găsim sau nu. Astăzi se ocupă ziua de filmări, într-un fel, între ghilimele. Umblăm prin tot Chișinău că găsim o chestie pe care credem că e cea mai simplă de găsit, însă... Da. Hai! A, tu mi-o filmez. Da, asta se numește când îți cumperi un popit, stai. Acum ne apucăm de construit o ușă gigantică. Eu speram că o să primească și o să ne ajungă piese. Practic, blocurile astea, eu când eram mic, cel puțin, noi nu aveam Lego, noi aveam blocuri de astea mari. Scriți în secțiunea de comentarii dacă și voi ați avut de astea. Să testăm ceva de genul. Prind două de astea, da? Avem aici ajutorul nostru, Victor. El ne ajută să construim ușa din Lego. Sperăm că o să ne ajungă bucățile astea de constructor. Îmi pare rău desigur de bucățile astea, că sunt așa faine, adică le-am pune toate într-un colț acolo și le avem unde să ne jucăm. Eu o să iau și trebuie să măsurăm cu Eugen toate bucățile astea de lemn pentru a încăpea pe toate aici. Apropo, dați follow la pagina mea de Instagram și a lui Victor și a lui Eugen desigur. Ok, acum trebuie să ne apucăm de tăiat tot lemnul ăsta. Și practic, ori cum se pornește? Eu mă duc la măsurat, mai bine la măsurat, eu las pe Eugen să taie tot lemn. Deci până când am făcut, uite, așa un perete de lung. Oricum nu o să ne ajungă deoarece a rămas fără piese de Lego și da, nu găsim același tip de piese, deoarece dacă cumpărăm alt tip, când o să le unim nu o să se primească și nu o să fie peretele rezistent. Ce înseamnă să avem copil mic? În studio. Cam așa arată ușa pe care am făcut-o. Da, nu ne-a ajuns constructor până jos, însă majoritatea e din Lego de asta colorat. Și tare arată. Și simplu lucește și arată foarte, foarte bine. Trei ușa terminate de făcut. Am făcut-o pe cea din Lego, din constructor. Apropo, scriți în comentarii pentru că vă dau la toți inimioară și vă răspund la comentarii. Așa că scriți comentarii cât mai multe. Ușa din scotch nu e cea mai rezistentă, însă am pus mai multe straturi și trebuie să ție. Cea din gips carton, care e cea mai dură. Ne mai avem de făcut din elastice, care o să dureze foarte, foarte mult, deoarece acum e ora 10, iar și o să stăm până târziu. Mai avem din folie de aluminiu, folie de plastic. Practic, dacă acolo sunt 3, mai avem de făcut încă 7. Am terminat acum de tăiat toate scândurile. Tu ai auzit ce? Da. Tu ai auzit ce? Da. Ia.
Nu e prima dată, adică în studio se aud chestii ciudate. La o filmare s-a deschis odată ușa, ba din partea altă, ba din partea asta. Acum se aude tot niște sunete, niște trosnete. Hai să uităm totuși ce e foarte, nu știu. Ducem în căutare, Ghostbusters, căutăm fantome. Și după... Redim glumind, dar serios, îmi e frică. Yo. Poartă. Avem acolo o poartă din tab. Gen când bate vântul, da, se aude un sunet straniu. Iar aici e ecoul. Noi spărioși. Mai să găsim și fantomi. Dar din păcate nu am găsit. Oara 12. În fine, e oara 12. Poate până la 3 mai găsim niște fantomi. Nu știu dacă stăm aici. Apropo, daily vlog-ul o să lungim pe 3 zile deja, deoarece am vrut astăzi ziua asta. Băi, de strani, serios. Sau câteodată niște sunete de astea așa-i strani. Auzi? Și parcă văd la editat, văd într-un colț câmblă și așa. La o ușă de asta noi putem să stăm și o oră. Iar să distrugi undeva, să distrugi undeva în câteva secunde. La fel și la ușa asta de Lego, unde am stat undeva la vreo 4 ore. La toate, practic, așa se strică doar în câteva secunde. Culmea culmii. Păi că asta din gips carton am făcut-o cel mai repede și asta cel mai greu și o să strice. Sper, cred, nu știu, o să vedem. Iar sunet strani. Interesant să fii singur aici, la o bucată de noapte, să fii singur și să filmezi. Idee de video, 24 de ore în studio challenge, fără lumină. De Halloween, De Halloween la ora 3 de noapte. O să vedeți, Halloween facem 24 de ore în hangar challenge. Să vă zic un secret, repede. Eugen zice că hangarul e bântuit. O să aflăm. Suntem în cea de-a treia zi. Venit apropo și Moca la filmări. Avem structura ce o să stea aici și o să punem practic toate ușile. Abonați-vă la Adrian pentru că este cel mai tare vlogger din anul 2021. Fratele meu. Da. Abonați. Am început acum filmările. Avem secundamerul, cum se numește? Timerul. Ca de obicei, Adi fără lumină. Acum trebuie să mă văd mult mai bine. Vedem câte secunde ia lui Eugen să treacă prin diferite uși. Și aparent o să stricăm și eu și Moca câteva din aceste uși. O să vedem care ne nimeresc nouă. Eu sper doar să fie alea din elastic, pentru că îmi plac. E ceva interesant, mai neobișnuit. Acum e ora 12 și noi am început filmările. Pregătim toate videourile ziua și filmăm noaptea. Pentru a ieși cât mai des. Această ușă se seamănă cu cea de cutie igienică, doar că este puțin mai groasă. No, hai să vedem și cu asta o să mâncăm un tort. Lasă că e bună! 1, 2, 3! 4 secunde! Zic să trecem la următoarea ușă. La fel. Experimentele noastre sunt foarte safe, da. M-am tăiat. Da, ieri Eugen spunea că hai să facem video ăsta mai interesant, să-mi tai mâna. Aproape mi-am tăiat și eu mâna. A căzut ușa când tăiam cu toporul și da, mi-a intrat un cui sub mână. Tare. Da, am terminat și această zi de filmări. Sper că nu o să mă tai în această ușă. Da, am terminat această zi de filmări în sfârșit. E ora 4:18 minute. Iar noi plecăm acasă. Am făcut și outro. Am reușit și să ne tăiem la mână. Am reușit de toate să facem azi. Sper că v-a plăcut acest daily vlog. Nu uitați, apăsați pe butonul de like, cel de subscribe și scrieți în secțiunea de comentarii ce scrieți azi. Culoarea voastră preferată, să zicem. Care e culoarea voastră preferată? Scrieți în secțiunea de comentarii. Nu uitați, video-ul pe care l-am filmat azi este pe canalul Orange Blue. Link-ul aveți mai jos în descriere. A? Tu ai zis că e gata pe azi, dar curat cine ați facă? Mai avem de făcut și curat încă. Mâine deja o să fac, mă rog, mâine, deja e mâine. Da, în fine, eu am fost Adi, Victor în spatele camerei, Eugen acolo, Moca. Iar noi ne vom vedea data viitoare la un nou daily vlog. Pa!